continuă alături de La Provincia și urmărește povestea viitorilor noștri campioni. La Provincia. Creștem campioni. Eu simt când ridic greutăți că voi ajunge campion mondial și olimpic și voi fi puternic. Tatălui a făcut haltere și a fost un mare campion și credem noi că este un sportiv de mare viitor. Sunt instructor de haltere la secția de haltere, vicecampion european de seniori, campion european de juniori și campion european de tineret. La vârsta de 7 ani jumate l-am avut la sală. Primele mele antrenamente au fost cu coada de mătură și pe urmă am trecut la greutăți mari. După care a spus că vrea să fie devine și un mare campion. La vârsta de 9 ani a ieșit campion național. La un antrenament ridică în jur de 3-4 tone și într-o săptămână în jur de 12-15 tone. Că nu se poate să spui că o să devii bogat din sport. Se poate supraviețui. Dacă mai ai și câțiva copii, cum am mai 3 copii, nu este atât de ușor să faci performanță, să ai o situație financiară de bună. Cred că pentru el halterele sunt totul. E exact ca un om matur. Își asumă obiectivele, e responsabil. Sper să fie mult mai bun ca mine.